Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Of, ziua de joi e o nebunie totală din punctul meu de vedere. Cu toții vom fi foarte concentrați pe dragoste, pe distracție, pe um, tot felul de chestiuni de genul acesta. Doar că vedeți voi avem nebunul și așa cum știți în fiecare an pe 22, mai ales februarie, se mai întâmplă chestii. E, de data asta e despre relații, e despre nonconformism, e despre, eu știu eu, parteneriate. Adică așa pentru noi personal vorbind poate să fie un moment de resetare. Dacă este discutăm de relații oficiale, dacă este discutăm de statutul nostru. Da? Poate să fie și o zi de joi în care rămânem tare surprinși pe, nu știu, pe faptul că aflăm de o logotnă, aflăm de o căsătorie, primim o cerere în căsătorie, se întâmplă niște lucruri total nebunești. Acum știți cum emoțiile vor fi la cote maxime da? pentru toată lumea în ziua de, de joi și na, da, o să ne și exprimăm emoțiile respective, nu o să le lăsăm așa deoparte. Și zic eu că în foarte multe relații, începând cu ziua de joi, se vor produce foarte multe schimbări. Da? Acum, schimbările astea nu vine aparat cu ruperi. Poate să reprezinte un moment în care zici gata, renunți la atașamentul ăsta posesiv. Da? Alții, nu știu, din contra, zice, să, nu mai pot în relația asta toxică și uite acum am curajul și mă duc acolo unde, unde cred. Foarte multă sinceritate pe partea asta de dragoste și o să fie o zi în care poate Dumnezeu ne ia și ne apucăm și spunem așa direct ce simțim, ce ne place, ce iubim, ce nu iubim, tot ceea ce ține poate chiar și de partea asta de distracție, da? poate ieși și spunem, băi, eu toată viața, nu știu, mi-am dorit să fac un lucru sau eu nu îmi place să fac chestia asta. Și uite, azi o fac, nu mă mai interesează de nimeni și de nimic. Deci cumva e ca un fel de revoltă, așa, revoltă pe relații, revoltă pe tot ce ține de partea aceasta de apreciere. Da? Na, da, luna e prin leu, e în opoziție cu conjuncția aia da, cu Venus și cu Marte, deci se întâmplă lucruri și Jupiter e implicat pe acolo. Jupiter nu e foarte fericit în ziua de joi, doar că eu zic că o să ne ajute să ne detașăm de anumite chestii toxice. Da? Atenție, ziua de joi vine și cu multă pasiune, cu multă atracție. V-am zis, e ca și cum ne ia Dumnezeu mințile și facem o schimbare. Că în sfârșit avem curajul să spunem ceva, că putem să cunoaștem o nouă persoană în preajma zilei de joi, că conjuncția asta deja se simte, o să se mai simtă și un weekend, deci avem timp mult și bine. Zic că este un moment bun, dar se pot lega tot felul de povești de iubire care mai de care mai ciudate. Poate știu eu să zic că ai acolo un prieten ai pe cineva pe care îl știi de mult timp și deodată așa încep să vezi persoana aia cu alți ochi sau pe la muncă ai vreun coleg și acolo pac apare dragostea, da, apare dragostea și e intensă povestea. O să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie să știți că repet ziua de joi e și cu multă pasiune e și cu mici, mari tensiuni, dar o să ne axăm foarte mult pe conjuncția asta pentru că eu cred că e importantă pentru toată lumea, da? o să dea așa un aer proaspăt în relații și o să ne ajută foarte mult, mai ales că și Pluto e pe acolo prin zonă, da? e în apropiere de conjuncție, deci putem să zicem că ar putea să fie ca o resetare destul de mare, dar repet, pur și simplu noi deodată așa începem să acționăm diferit sau Uh, oamenii din jurul nostru se comportă ciudat. Primim mesaje, primim tot felul de informații care ne șochează, da? ne, ne surprind. Pentru că este o perioadă în care toată lumea vrea libertate în dragoste, vrea nu conformism vrea să se simtă bine. Poate chiar și pe partea asta de distracții, v-am zis, o să avem tendința să încercăm tot felul de lucruri noi și ciudate sau pot, pot, pot fi lucruri pe care nu și n-am avut curajul da? să le încercăm sau să le spunem și acum se întâmplă, se întâmplă lucruri. Bun. Uh, o să vreau neapărat să discut pentru fiecare zodie să vedem ce se întâmplă. Uh, așa că te invit cu drag să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Uh, și încă o informație, vedeți că toată povestea asta uh, e bună, doar că vedeți voi, uh, Norocul nu știu e pe lângă karmă e norocul ține de trecut da și norocul ține știu eu de a ne elibera, poate de o karmă. Într-o situație. Bun, vă invit și la previziunile pentru săptămâna asta, că mai avem evenimente, mercur schimbă zodia, avem luna asta plină care nu-i cea mai bună din lume uh, și uh, tot spre final de săptămână avem și quadratura aia dintre Venus și Jupiter, micul și marele benefic, deci pot întâmpla lucruri ciudate acolo, așa că vă invit cu drag dacă sunteți curioși. Hai să vedem ce se întâmplă și începem cu berbecul. Uh, dragi berbeci, pentru voi e o zi așa în care aveți chef să vă distrați, să vă relaxați. Uh, poate pentru berbec uh, e un moment acolo în care apar niște vești, apar niște schimbări legate de un prieten, legate de viitorul tău, legate de viitorul relației. Bărbăcul are niște discuții foarte, foarte serioase acolo. Pot fi și mici mari tensiuni, dar în același timp ți-am zis, poate fi și cu pasiune. Bărbăcul se poate îndrăgosti în ziua de joi sau în preajma acestei zile. Te apucă dragoste Sau în sfârșit ai curaj să dai mesaj, să suni, să comunici, să faci vreo postare din asta interesantă. Și asta e de bine, e de bine, zic eu. Um, Berbecul e foarte uh, dornic, așa, de libertate în ultima vreme. Nu are nicio treabă, spune ce crede, uh, faci ceea ce simte, deci, din punctul ăsta de vedere, e ok. Dar zic eu că, cine știe, dragostea plutește în aer, pe acolo, pe unde te aștepți tu, uh, mai puțin. Pentru tine, poate să fie vorba despre faptul că reușești să cunoști pe cineva nou sau acum ai curajul să scrii, că eu n-aș merge neapărat că e vorba de noi persoane. E, e pur și simplu un mod nou de a vedea dragostea, e un nou mod de a um, vedea viața. O legătură cu. Dragostea în mod special, la partea asta de copii, cei care aveți copii, da, puteți să aveți niște discuții acolo ciudate, cu aceștia, puteți să aflați, nu știu, vi se pot spune. Cum ar fi, uite, am gândit să fac planul ăla de viitor și tu rămâi așa surprins. Pentru berbecii aflați într-o relație aici, e posibil să aveți un moment așa foarte serios de discuție, în care să luați niște hotărâri foarte importante privind viitorul relației voastre v zis, pentru alții pur și simplu totul era la nivel mental, dar acolo nu știu, vă vine o idee, se întâmplă ceva. Hai să vedem, dragi berbeci. Da. Uh, turnul 3 de spade. Vești surprinzătoare pentru berbec, poate să fie și un moment în care afli un adevăr. Da? Uite, avem regina de bâte. Berbecul zice, gata, fac prăpăd. Vreau distracție, vreau pasiune, vreau să mă simt bine, vreau să mă simt apreciat, nu mă mai interesează de nimeni și de absolut nimic. O veste surprinzătoare pentru Berbec, dar judecata aici, uite, poate să vină cu o împăcare sau în moment în care stai de vorbă cu cineva, amândoi sunteți sinceri, vă aduceți aminte de lucruri de prin trecut și clarificați povestea. Apoi, moartea, o legătură cu un scorpion, dar și o transformare care apare în viața Bărbecului sau o atitudine pe care tu o iei, foarte fermă, foarte sigură. Părpecul are parte de foarte multe surprize, da, uite, unii puteți să aflați de, nu știu, să rămâneți dezamăgiți sau nu știu, poate aflați de o despărțire, aflați de ceva că se schimbă, se transformă. V-am zis, pentru mulți puteți chiar voi să inițiați povestea. Zodia Taur. Uf, dragi Tauri, pentru voi este o zi în care, nu știu, vă concentrați așa pe trecut, pe familie, baza voastră emoțională, aveți nevoie de o siguranță, aveți nevoie de ceva anume. Și Taurul astăzi poate, știu eu, să ia niște hotărâri importante, fie privind relația de cuplu, mai ales relația oficială, fie este vorba despre niște decizii pe care le iei privind uh, locul de muncă, privind relația cu șeful. Da? Um, pentru Taur poate să fie o zi puțin tensionat, în sensul că na, noi nu prea stăm deschiși la schimbări și eu sunt Taur și atunci energiile astea de pe cer nu știu cât de mult o să ne placă. Dar, pe de altă parte, energiile predispun și la foarte multă pasiune, o atracție din aia nebună. Uite că au apărut și trandafir roșii în spatele meu. Deci, Cam așa, dragi Tauri. E și cu pasiune, și cu discuții, e ca o dragoste de aia, cu un năbădic, cum se spune. Da? A, cu te cerți, a cu te iubești, cam așa, cam așa e și în ziua de joi. Însă foarte mulți tauri o să luați hotărâri importante privind libertatea voastră. Da? Libertatea de mișcare, libertatea de exprimare. Poate fi vorba și despre un moment în care taurul zice lucrurilor pe nume la muncă, că nu mai stă el să fie uh, îngrădit acolo de anumite norme, de anumite reguli. Pentru taurii singuri, nu știu, poate să apară dragostea, Da, un fost coleg de muncă, un fost șef, vă apucă Acolo discutați niște lucruri interesante Primiți oferte primiți Lucruri frumoase Uf, Sunt niște energii foarte, foarte ciudate pe cer Ia uite, îndrăgostiți cavalerul de spade, o legătură cu zodia gemeni, dar taurul se pare că ziua de joi zice lucrurilor pe nume. Poți să rămâi surprins de o decizie care se ia, da? de o declarație pe care cineva o face, pentru că văd o persoană aici care ar vrea o împăcare sau cineva care ar vrea să rezolve ceva anume. Asul de bâte, ia uite, un nou început, un nou mod de a acționa, multă pasiune, se aprinde o flacără undeva anume. Zic că nu știu, și tu știi, ai persoana aia de nu știu cât timp și uite acum așa, apare scânteia, apare flacăra, e ceva. Interesant. Ultima carte, 8 de monede. Poate fi o veste bună legată de muncă pentru Taur sau poate știu eu, eu, îți vine o idee, da, acum anume să ți investești timpul și energia într un talent pe care l-ai, da? Poate o dragoste pe la muncă pentru unii Taur sau pur și simplu vă îndrăgostiți de un domeniu. Poate și o resetare. Ia uite, un rege de monede. E cineva care zice uite, gata, eu vreau ceva serios, vreau să clarific, vreau să rezolv problema. Taurii care așteptați răspunsuri legate de muncă, ele apar da, și sunt benefice. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi e o zi așa în care vorbiți mult. Vorbiți mult, faceți drumuri, primiți multe mesaje, sunteți ocupați cu actele. Doar că vedeți voi, nu știu, e un moment în care fie partenerul vostru, da? că e un coleg de muncă, că e un partener de afaceri, că e, uh, nu știu, un prieten Uf, E cineva acolo care are niște hotărâri foarte importante, o să rămâneți foarte surprinși da? uh, Singura chestie e că, nu știu, e ca și cum se face dreptate divină pentru gemeni, afli ceva despre o persoană Alții din contra nu știu transformați vreo vreo relație pe la muncă în poveste de iubire sau uh, finalizați o poveste de iubire și mergeți uh, și doar colaborați știu eu fiecare cum poate. Ideea este că gemenii rămân foarte surprinși astăzi. Pot fi tot felul de mesaje, pot fi tot felul de apeluri telefonice, discuții pe care le aveți și care da, țin și de partea asta de dragoste pentru unii gemeni, pentru alții e ca și cum în sfârșit reușiți să vă eliberați dintr-o situație toxică. Da. Începe să vedeți ceva cu alți ochi. Uh. Niște lucruri acolo care se. Petrec și care sunt destul de ciudate, alți gemeni nu știu, poate chiar e un moment în care voi dați dovadă de sinceritate și voi acționați într-un mod diferit. Da? Că până la urmă e o zi în care voi vorbiți mult. Poate e un moment în care face o declarație șocantă sau ceilalți da? fac tot felul de declarații. Gemenii aflați într-o relație. Aici fie e un moment în care începeți să vedeți relația altfel, fie, nu știu, unii gemeni vă dați seama că băi, nu mai am atracție, nu mai am nimic și atunci fug de aici. Gemenii singuri, nu știu, vedeți că trecutul poate să bată la ușă trecutul bate la ușă, mai apar persoane din astea de prin trecutul vostru și zic eu că e posibil să rămâneți surprinși de declarațiile pe care aceștia vi le fac. V-am zis, e ca și cum ceva se transformă, ceva se schimbă, poate nu-i cu voia voastră, dar eu zic că e ceva de, de bine. Hai să vedem, dragi gemeni, ce, ce zice și tarotul. Ce faceți aici? Pajul de spade, sunteți cu spionajul la activ, 10 de băte. <laughs> da, um, cineva e foarte curios aici, da? să te cunoască mai bine, sau tu ești curios în legătură cu o persoană. Unii gemeni e ca și cum ziceți, băi, am foarte mult de lucru, am foarte multe chestii pe cap, vreau să mă duc să mă informez, să văd cum rezolv problema. Pajul de bâte, avem aici, pajul de băte care, uite, înseamnă Multă pasiune, multă atracție. Înseamnă și o legătură pe care o ai cu o persoană foarte dragăție. Ultima carte, Asu de spade, o victorie pentru tine, o bucurie, un nou început, un adevăr care se află, o veste care apare și care e bună. E o hotărâre cu o persoană. E ca și cum ceva lipsește, da? poate lipsește chimia, poate sunt niște regrete, unii gemeni poate ați fost în niște relații din astea ciudate sau poate încă sunteți și acum se rezolvă lucrurile. Ceva ce trebuia spus de mult timp. Dar e clar că vă eliberați aici. Zodia Rac. Oh, dragi raci, în primul rând, pentru voi e o zi în care banii sunt importanți, felul în care sunteți voi valorificați, cât vă apreciază ceilalți, cât vă apreciați și voi. Foarte mulți raci în preajma zilei de joi, cu siguranță, posibil să rămâneți surprinși de niște hotărâri foarte importante privind relația de cuplu, privind casa, familia, poate sunt niște decizii acolo care se iau și care țin de casa ta, de familia ta, poate nu au legătură cu tine și atunci tu rămâi surprins de ceea ce se petrece. Tot racul poate avea o zi extraordinar de pasională, îți poate chiar acolo unde te aștepți mai puțin. Te duci și tu la bancă să rezolvi ceva, te duci la cumpărături și acolo o pac, apare cineva și ție, na, îți, îți place persoana aia. O zi destul de ciudată pentru RAC, nu e o zi rea, doar că poate să fie un moment în care trebuie să accepti și tu o schimbare, trebuie să accepti ceva. adică și cum, poate pentru unii e vorba și de un proiect important, da? pe care acum a reușit să-l finalizați sau reușit să vă eliberați de acolo. E ca o pierdere și un câștig, e ca o resetare pentru RAC. Da? Dacă apare cineva știți cum e o atracție din aia puternică, doar că e o relație așa mai cu cu ciocneli, cum s-ar spune da? O dorință de eliberare, o dorință de evadare a unei persoane sau tu vrei să evadezi dintr-o situație. Hai să vedem dragi dragi ce, ce trebuie să știți. Ia uite, avem aici a doi de monede. Asul de cupe. O veste, apar o veste, apare o șansă și racul stă și calculează, stă și analizează. Poate fi o zi în care ai și niște cheltuieli sau o zi în care uh, vrei să cumperi ceva unei persoane. Apoi avem uh, 10 de monede. Uite, te întâlnești cu un grup de oameni foarte dragi ție, sărbătorește, bucuri de viață, primești o veste bună. Ultima carte, 3 de monede. Deci ești foarte prins aici pe un grup mai mic de oameni, ești foarte prins pe partea asta de studii foarte mulți raci cu siguranță aveți de petrecut ceva sau apar niște vești interesante pe la muncă. Acum știți cum dragi rați, iubirea poate să strălucească oriunde, acolo unde ne așteptăm mai puțin. Pentru că na, la ceea ce se întâmplă pe cer, cu siguranță cumva va fi ca o nouă dimensiune, mai ales pentru tine. Pentru tine vor fi niște schimbări extraordinar de profunde. Cunoști o nouă persoană, înveți ceva nou, ți se propun niște lucruri noi. Zodia leu. Dragi lei, pentru voi, ce să vă zic, e o zi în care străluciți, sunteți în centrul atenției, vă simțiți bine, relaxați, doar că, na, ce să vedeți, pentru leu e un moment în care se iau acolo niște hotărâri extraordinar de importante privind o relație oficială, privind relația de cuplu, pe unii nu știu, poate va apucă dragostea și aici ar putea să fie și o persoană importantă, o persoană nonconformistă, e o persoană cunoscută sau e o persoană puternică. Pentru alții lei puteți să rămâneți surprinși de reacția partenerului în legătură cu o situație. Oamenii din jurul vostru în general vor fi ciudați în ziua de joi, Uh, și aș zice eu că pentru foarte mulți lei, poate discutăm de un moment în care fie vă îndrăgostiți voi, fie rămâneți surprinși de reacția partenerului în legătură cu o situație. Da? Poate pentru unii se transformă o relație. Se transformă o relație. Și pentru tine e și cu o pierdere, dar e și cu un câștig. Da? E ca și cum ceva se transformă în altceva. E vorba de relațiile tale cu ceilalți, e vorba de uh, o colaborare, poate un proces pentru unii. Acolo rămâneți foarte surprinși de o discuție cu cineva, rămâneți foarte surprinși de reacția unei persoane. Leul trece printr-o perioadă de schimbări. Eu ți-aș recomanda și mai multă odihnă da, în perioada asta. 8 de spade, regina de cupe. că ca o obsesie aici. Da? E o persoană blocată din punct de vedere emoțional sau tu nu poți să-ți exprimi emoțiile. Văd o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești sau o legătură cu o persoană foarte sensibilă, credincioasă, onestă. E o persoană blândă, răbdătoare, iubitoare, tot ce vrei tu. Și persoana asta, nu știu, parcă are un blocaj aici. Da, Unii lei e ca și cum n-acceptați un sfârșit. 5 de cupe, uite, niște regrete. E cineva care plânge aici, care zice, uite, îmi pare rău, s-au dărmat cupele, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cineva nu poate să treacă peste. Da? Poate tu ai zis gata, am încheiat povestea, dar nu, nu se poate trece peste. Ceva ia acolo, ceva nu e în regulă. Ultima carte pentru leu, temperanța, o legătură cu un săgetător, dar poate să fie și un păcare. Da? Reușești să ajungi într-un punct comun cu cineva, reușești să faci pace, reușești să te echilibrezi. Da, e ceva legat de o femeie, doar că leul e posibil să facă niște gesturi în ziua de. Um, în ziua de joi extraordinar de, de de ciudate. O persoană aici a supărat da. Și văd că tu reușești să rezolvi ceva, reușești să împaci lucrurile, reușești să clarifici o situație. Poate vrei să faci o propunere cuiva și rămâi total surprins de, de reacția persoanei respectiv. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi e un moment cu tare mari surprize. Multe lucruri se întâmplă pe la spatele vostru și poate nu observați, poate nu știți, poate nu vreți, vedeți. Poate din contră, voi pregătiți acolo niște lucruri, faceți niște chestii prin secret, dar na, e, e complicată povestea. Pentru fecioară este un moment în care își dă seama că trebuie să acționeze diferit, neapărat, da? Mai ales dacă discutăm despre muncă, dacă discutăm despre relația de cuplu. Poate să dai seama că trebuie să schimbi modul de a aborda situația, modul de a comunica. Uh, poate să apară vreo poveste din asta pasională pe la muncă de ții mințile, un coleg pe care îl știu de mult timp și acum se întâmplă lucruri sau pentru alții dintre voi uh, poate discutăm și de un moment în care Vezi niște discuții aici importante privind actele, privind un drum, privind uh, partea asta materială, deci tot felul de chestiuni care, care se petrec. Alții nu știu, poate vă găsiți o pasiune, da? vă găsiți o pasiune, pot apărea și niște discuții legate de niște acte, de un proces, de o lege sau poate chiar știu eu, în relația de cuplu, poate să vină partenerul să zică, uite, ori ne căsătorim, ori lăsăm lucrurile așa, dar deodată, adică o să rămâi tare surprins. Iar poate și știe pentru cei singuri din contra. Acum e momentul ați întâlni persoana și tot înainte. Alții poate vă descoperiți vreo pasiune, cine știe și deodată așa vă apucați, căutați informații, căutați cursuri și așa mai departe, însă repet pentru fecioară este o zi în care ar fi bine să te odihnești mai mult, da și să lași lucrurile așa în voia sa, pentru că este adevărat o să ți se demonstreze că teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica. Unii deodată, nu știu, trebuie să vă mutați, vă mutați sediu, vă mutați locul în care lucrați, primiți niște vești surprinzătoare legate de acte, planul spiritual și așa mai departe. Construiți o casă, vă mutați, dormați o casă. Deci, Fecioara e foarte, e foarte surprinsă, sunt lucruri noi care apar, dar eu zic că e un moment bun, poate să fie și un moment al adevărului. Fie tu zici adevărul, fie cineva din jurul tău. Șapte de cupe puterea cineva aici a făcut prea multe iluzii, da, poate avea mai multe opțiuni și apoi te gândești să alegi și tu ceva să stai liniștit. Mai avem o legătură cu zodia leu, zodia săgetător. ca și cum ești într-un grup și zici, nu, eu știu, eu fac, știu eu mai bine cum stau lucrurile, eu mi-am pregătit totul, am, bine, am totul bine pus la punct. Și când încolo apar surprize. Optul de cupe zice că e ca și cum ți-ai făcut o speranță, ți-ai făcut acolo ceva așa. Acum lași în urmă. Da? Lași în urmă ceva ce nu mai funcționează, lași în urmă ceva ce nu mai e benefic. Unii, nu știu, poate a zis gata, mi-am găsit dragoste adevărată. Mi-am găsit liniștea și când colo vă treziți cu niște declarații șocante. Da? Cu toți ce vă lua în ziua de joi, deci nu... spânzuratul, ultima carte, o legătură cu Zodia Pești. Fecioara poate să rămână foarte surprinsă. Poate o să simți nevoia de mai multă odihnă, o să simți nevoia de relaxare, de retragere. E ceva care pur și simplu te blochează sau te pune așa foarte mult pe gânduri, poate e vorba de o frână pe care universul ți-o pune, că undeva nu e în regulă și atunci te protejează Dumnezeu divinitatea prin aceste chestiuni. Cineva care se mută, cineva care pleacă, uite văd o persoană foarte posesivă, sigură pe ea, stresată, și da? în urmă ceva legat de bani, da? poate nu trebuie să mai dai niște bani undeva sau poate e vorba de un cadou, știu eu. Pentru că uite, eu văd un triumf aici, o bucurie foarte mare. Zodia balanță, Uf, dragi balanțe. Pentru voi e o zi foarte interesantă. O să ne surprindeți pe toți, cel puțin așa ar trebui trebuie să profitați de energiile alea acolo, dacă nu pleacă și nu știu când se mai întorc pentru balanță este o zi în care plăcerea, pasiunea, toate astea sunt importante. Ești cu prietenii, îți faci planuri de viitor, doar că vezi e un moment în care pentru balanță apare o resetare destul de puternică prin niște discuții care au loc, fie la muncă, cu un coleg, cu o colegă, fie e vorba de dragoste. Da? Poate e ceva legat și de un copil, da, afli acolo niște lucruri și rămâi surprins de anturajul său, de prietenii săi și așa mai departe. Însă balanțele aflate într-o relație, da? Uh, e posibil acolo, nu știu, fie vă dați o resetare în relație da? și renunțați la chestiile astea de posesivitate, gelozie și așa mai departe. Fie, știu, eu o relație se poate rupe, poate partenerul zice, bă, eu nu mai vreau, da, eu vreau o libertate, eu vreau liniște, rămânem așa prieteni dacă vrei și aia ai alții din contra, da? Acum ai momentul ăla în care spuneți gata, asta e persoana, am mă mărit, mă -nsor. Da, ce să facem? Vă apucă și astfel de chestii, nu-i nimic rău în asta, tot înainte, e de bine pentru voi, profitați de energie. Că acum e momentul, trebuie să vă luați energie, că. Da. Acum, cumva, Universul vă ajută să faceți voi niște lucruri, da? Uh, într-un mod pozitiv, adică o să vă placă, o să fie interesant, nu vă ia cu băta da, din spate, nu, e de bine, dar trebuie să profitați de energiile astea, da? nu le lăsați de nebune că uh, se pot întâmpla și alte chestii, da? pentru balanță poate să fie și o pierdere acolo bruscă, da? erai cu cineva de mult timp, și deodată, nu știu, tu aveai impresia că totul e bine, că totul e frumos, persoana asta e acolo liniștită și că încolo te trezești așa cu niște declarații sau niște fapte bine, astea, nu știu, te blochează peste noapte, da? Sau știu eu ce se întâmplă. Alții, nu știu, poate ieșiți pe undeva joi, vineri, că e posibil să mai simțiți și atunci energiile, ieșiți pe undeva și acolo, pac, gata, cupidon lovește și sunteți în centrul atenției. Eu v-ar sfătui totuși să luați voi atitudine. E vorba de o relație importantă, fie o colaborare, o relație de cuplu, relația cu partenerul de viață, cei care sunteți de mult timp, da? cei care sunteți căsătoriți, mutați. Acolo e un moment bun pentru balanță. Da? Uite, punctul norocului e în zodia ta. Da? Deci e ok. De asta nu știu cât aș merge eu pe persoane noi pentru balanță, cât mai degrabă aș merge pe partea asta de, de trecut. Scă că mai întâi trebuie să rezolvi lucrurile la ca să te eliberezi și după aia te duci unde vrei tu. Tot pentru balanță pot apărea mari surprize, eliberări da, legate de bani, legate de o afacere, legate de copii, legate de dragoste, însă tot pentru tine. Ești că e o zi nu, cu pasiune, enorm de multă pasiune. Da? Ceva acolo îți ia mințile, nu știu, poate îți găsești tu o activitate care îți place și acum te apuci și riști și acționezi, da? nu? alții vă puteți trezi din contra cu niște reacții ciudate din partea partenerului, adică pot apărea și fel de lucruri care îți vor surprinde. Trei de cupe, moartea, ok o legătură cu un scorpion. Aici cei care vă știați prin niște triunghiuri amoroase sau cei care vă știați prin niște uh, lucruri din astea ciudate, da nu știu, erai cu cineva, mai flirtai cu altcineva sau cu partenerul tău. E uite, acum se dau lucrurile pe față, se dau cărțile pe față și se clarifică ceva. Da. E ceva legat de o zi sfântă, o zi mare. Eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară. Mm, balanța poate să intre în contact astăzi cu o persoană matură, asumată, sinceră, dar alții din contra, posibil să spuneți, bă, gata, m-am săturat cu flirtul, m-am săturat cu chestiile astea, vreau ceva serios, vreau ceva stabil în viața mea. Căi de muncă, căi de dragoste, nu știu. Asul de cupe. Uite, o veste bună care apare, o nouă emoție pentru balanță, încep să vezi lucrurile altfel. Și balanța poate să primească o veste extraordinar de bună în legătură cu știu, unii, deci dacă aveți de rezolvat chestiuni legate de zona juridică sau, nu știu, stăți, trebuie să luați o hotărâre aici cu justiția, da? lucrurile se pot rezolva cumva într-un mod mai liniștit, da? adică nu-i neapărat cu scandal. Na, e o inamică, un inamic, ceva se transformă, nu știu, a avea acolo te certai cu cineva sau cu un prieten, nu știu, ceva și totodată lucrurile așa pac, explodează în altă direcție. Da? Și ieși cu pasiunea acum, da. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, a, pentru voi a, e o zi foarte interesantă. În primul rând a, este o zi în care Scorpionul vrea apreciere, vrea iubire, vrea respect și face orice să primească. și. E un moment tare bun pentru tine să arunci ceva complicat din viața ta și să iei altceva. Vai, uite, exact trandafirii roșii, prefer, florile mele preferate. Nu știu, nu știu de ce vine zic asta. Primești flori, nu știu. Da? Alții, acum râdem glumim, dar pentru Scorpion este vorba despre a lua o hotărâre foarte importantă privind relația cu partenerul, privind casa, familia, poate sunt și chestiuni acolo legate de acte, poate pentru unii sunt lucruri din trecut care erau și te apăsau și acum te eliberezi. Poate e o problemă de sănătate, poate e o problemă de la muncă, deci apare liberări pentru, pentru scorpion în preajma zilei de joi. Însă, vedeți voi, sunt chestiuni în privința cărora și voi o să luați atitudine. Da? Vedeți că sunteți protejați, da? sunteți protejați, aveți foarte multă intuiție. Știți, deci voi aveți niște informații pe care în ziua de joi trebuie, trebuie, da? eu nu prea zic trebuie, dacă acum chiar trebuie să le folosiți, dragi scorpioni, în favoarea voastră. Da? Aveți o intuiție, aveți un har, aveți niște informații despre cineva, despre o situație. Folosiți-le, da? folosiți-le. Curățenie, nu aveți cum să stați așa. Da? Um. Tot Scorpionul, în preajma zilei de joi, poate să ia niște hotărâri importante privind un părinte, relația cu partenerul. Unii, din contra, v-am zis, poate să fie un moment în care, nu știu, ați cunoscut pe cineva sau sunteți împreună cu cineva de mult timp și acum aveți curajul să discutați despre o mutare împreună, despre o căsnicie și așa mai departe. Deci, sunteți prinși pe tot felul de lucruri. Eu zic că e un moment bun pentru Scorpion, dar trebuie să și vedeți da, ce faceți acolo. Adică profitați și voi de energiile astea. E și cu pasiune și pentru voi, e și cu tensiuni. Pot exista discuții foarte serioase în preajma zilei de joi pentru Scorpion. Acum, a, posibil voi să-i surprindeți pe ceilalți, poate nu. Sunt oamenii din jurul vostru da, care vă surprind. Ia uite, cineva vrea să plece, cineva își face bagajul aici, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, pot fi niște tensiuni legate de bani pentru pentru scorpion. Roata destinului e se întoarce roata e ca și cum ceva se finalizează. Poate tu pui punct la ceva sau poate e o persoană din jurul tău. Apoi puterea o legătură cu zodia leu, dar eu cred că scorpionul în ziua de joi poate să trăiască un eveniment simbolic, atenție, simbolic, pentru acest an 2024. Poate o să-ți și amintești de ziua asta, e cu o luptă aici, da? e care pe care, cine deține controlul. Ultima carte, Asul de Bâte, o bucurie, multă pasiune. Da, unii scorpion puteți să duci un moment acolo pasional, vă certați, pe aia vă împăcați, vă iubiți. E, e intensă povestea. Asul de bate poate să însemne și un nou mod de a acționa, poate să însemne și o speranță pe care scorpionul o are. Da? Legat de casă, de familie, un copil, dar este și o problemă aici a cuiva e o problemă și pentru scorpionii care, nu știu, aveți probleme, poate de sănătate sau vedeți că nu mai aveți energie. E, acolo e răspunsul undeva, trebuie să, trebuie să mai eliminați niște lucruri, da? Niște persoane, niște situații, știu eu, nu știu. Pentru că de acolo cumva vi se trage. Zodia săgetător. Pentru voi e o zi în care sunteți la înălțime, sunteți puși pe, pe explora și uite că dragostea poate să plătească în aer și pentru tine. Poate să fie și o zi în care săgetătorul învață multe lucruri, rămâne tare surprins de ceea ce află, săgetătorul rămâne foarte surprins de informațiile care apar. Dragostea, nu știu, poate să apară pe internet pentru săgetător în perioada asta sau printre prieteni, na, te invită cineva undeva, te duci, nu ești mulțumit, n-ai chef, ai multe pe cap și când colo vă împiedicați unul de altul și până acolo a fost. Săgetătorii care vă știți în schimb prin relații din astea toxice, uite acum puteți să aveți curajul să discutați foarte serios despre o eventuală separare. Da? Este zi în care faci drumuri, ai și discuții în contradictoriu, dar, repet, iubirea apare, cum se zice, în drum scurt pentru tine, în ziua de Joi sau poate cine știe într-o vorbă scurtă, adică nu știu, te duci în pauza de cafea. Întrebi și tu un coleg cât e ceasul și așa se naște povestea, vă uitați unul la altul și. Cam despre asta e vorba. Eu zic că e un moment bun pentru săgetător, poate să fie și o hotărâre ciudată legată de o rudă legată de o persoană foarte apropiată ție. Da. E ca și cum te cheamă cineva să te duci să rezolvi o situație și încolo, acolo, na, rămâi surprins de ceea ce afli, rămâi surprins de ceea ce se întâmplă. Foarte mulți săgetători o să rămâneți și surprinși în preajma zilei de de partea asta de studii, de învățământ, deci cei care aveți legătură acolo apar surprize destul de mari. E un mod nou de a acționa, e un nou mod de a spune lucrurilor pe nume. Da? E ca și cum învățați niște lucruri care vă fac să deveniți mai productivi, indiferent de situație și ce aș mai recomanda săgetătorilor o mai mare atenție pe drumuri astăzi da uu uh, șase de spade, 3 de spade. Exact ce ziceam de drumuri. Unii e ca și cum spuneți gata, las tristețea în spate și mă duc pe, pe bani, mă duc pe împlinire, mulțumire. Moartea au legătură cu un scorpion, aici e vorba de un sfârșit, de o transformare prin care treci. Poate, știu eu, pentru unii săgetători să fie vorba despre. Um, o situație ciudată da, care, care se petrece în sensul că nu știu, unii poate vreți să vă schimbați mașina, alții, nu știu, poate ziceți, băi, gata, mă apuc și merg într-o anumită direcție. Finalizați ceva legat de niște cheltuieli pentru alții. Ultima carte, spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești. Dragi săgetători, trebuie să vă deschideți aici în fața schimbărilor, în fața lucrurilor importante. Uh, și aici tot spânzuratul vorbește despre un moment în care e ca și cum simți nevoia de odihnă, simți nevoia să stai liniștit, relaxat, ca să reușești să vezi lucrurile altfel. Pot fi niște discuții pentru unii săgetători pe la muncă, care să, să vă surprindă. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi foarte intensă, e o zi cu multă, multă pasiune pentru, pentru Capricorn, o zi în care și banii sunt importanti și cheltuielile și afacerile și copiii și tot. O zi în care a trăiești la plus infinit, doar că la unii Capricorni a, posibil să faceți niște schimbări în preajma zilei de joi, fie financiare, fie deodată așa Capricornul conștientizează că ce i-a plăcut cândva, uite acum nu-i mai place. Da? Dacă tu până acum apreciai și zic apreciai da, la o persoană, nu știu, să aibă carieră, uite acum mai contează. Da? Uite acum contează să fiți voi prieteni buni. Uite acum contează să ai timp pentru tine, să aveți discuții interesante, da? nu mai contează cu ce se ocupă da? sau și așa mai departe. E doar un exemplu. Deci cumva vă schimbați valorile voi în perioada asta. Ce vă plăcea cândva, acum nu vă mai place sau invers. Da? Pot fi și niște discuții cu partenerul de la bani, asta pentru că aflați într-o relație. Și aici discuțiile astea pot fi destul de puternice, chiar pot da o resetare relației și acum că e de bine, că e de rău, asta depinde prin ce situații vă aflați. Dacă asta nu mai știu, că dacă e cineva acolo care profite de tine financiar, aici eu nu mai bag. Tu știi ce faci cu banii tăi, e treaba ta, nu mă bag, nu judec. Da. Poate pentru alți capricorni, mai ales dacă sunteți singuri, deodată așa, nu știu, cineva vă poate atrage atenția și e ciudat pentru voi, că ziceți, păi, niciodată nu mi-a plăcut o astfel de persoană, da? Niciodată nu mi-a plăcut o persoană cu părul de culoarea X, da? Roz, hai că avem în spate un buchet roz de flori. Dar uite acum îmi place, uite acum e interesant, e diferit, mă atrage, e o atracție, e ceva important repet, este o zi și cu tensiuni. Vă imaginați că e totul roz, dar e și cu multă pasiune. Da? Pasiune, posesivitate, luptă da? de eliberare, lupta de eliberare, cum s-ar spune. Și alți capricorni puteți să aveți tot felul de schimbări în preajma zilei de joi pe partea asta financiară. Vă găsiți și voi o pasiune și vă apucați să investiți în ea. Unii cine știe, poate aveți discuții serioase acolo, poate de o despărțire, alții vă gândiți să spuneți domnul de și acolo na, ieși cu cheltuieli. Cavalerul de cupe, 5 de spade. Un compromis aici care se rupe, da, e o ceartă, e o înțelegere legată de dragoste, legată de un copil, legată de o persoană importantă din viața ta. 4 de băte. Uite, după chestia asta petreci, te simți bine, rezolvi ceva anume. Undeva pe la amiază poți să primești o veste interesantă, chiar o veste de la o persoană dragă inimii tale. Și pentru tine e spânzuratul ăsta, deci o legătură cu zodia pești, dar este și un moment în care capricornul poate înțelege că e mai bine să se relaxeze, să se liniștească, să stea așa, așa puțin cu propria persoană și să fie liniștit. Poate e un adevăr pe care îl afli, poate e vorba despre faptul că unii capricorn, știu eu, poate trebuie să înțelegeți că e cazul să vă așezați și voi la casa voastră, cum se spune. Da? Eu nu zic acum că e bine neapărat, că eu sunt de părere că trebuie să faci ce ție bine, nu ce zice lumea, nu în rândul lumii, că nu, nu te ajută. E un eveniment, e o discuție aici care te surprinde. Nu știu, poate aveți niște discuții. Partenerul zice, hai să ne mărităm, hai să ne însurăm și tu nu vrei, da, să o rămâi surprins. O hotărâre ciudată, poate legată de un eveniment, de o petrecere. Acum știți cum e, la nervi se spun <gântări> multe lucruri. Zodia vărsător dragi vărsători, băi, voi sunteți în centrul atenției, conjuncția în zodia voastră, ce vreți mai mult de atât. Acum, na, cum să vă zic și vouă, vedeți că e o zi în care intrați în contact cu foarte mulți oameni. Relația cu partenerul e importantă, relația cu clienții, relații de afaceri, relații cu oamenii din jurul vostru. Acolo e un moment în care vărsătorul uite, poate să ia o hotărâre importantă, dar repet, e vorba de tine, nu e vorba de ceilalți. Adică, v-am zis, trebuie să profitați de energiile alea în zodia voastră. Dacă nu profitați, o să plece și o să mai vină, când o să mai vină. Uh, dar nu o să mai fie exact așa, da? cum sunt acum. Uh, e un moment de eliberare, da? vărsătorul e cu revoltă în ultima vreme, te revolți. Nu-ți mai place casa, zici bă gata, am stat, am suportat, mie nu -mi mai place casa, vreau să mă mut de aici. Da? Ne mutăm împreună sau ne separăm, aia e. Alți vărsători, din contra, e un moment în care vă impuneți așa, da, și ziceți, băi, gata, uite, uh, avem un program sau uh, trebuie să fac ce-mi place, trebuie să fac ce simt. Și da, vărsătorul se poate îndrăgosti în ziua de joi, chiar atunci când se așteaptă mai puțin. Uh, pot fi discuții acolo foarte serioase privind viitorul unei relații, viitorul unei povești de iubire. Uh, viitorul familiei, mai ales vărsătorii care vă știți, știu eu, mutați cu cineva împreună sau căsătoriți, acolo pot fi niște discuții de genul. Mergem în vacanță acolo sau mergem dincolo, ne separăm sau, nu știu, nășim pe cineva. Deci pot fi și astfel de, de lucruri pentru, pentru vărsători. Poate sunt și discuții de la bani, ca acum na, și cu banii e problemă. Da? Că trebuie să învățați acolo lecția banilor. Nu pentru toți e problemă, dar na, Hai să vedem, dragi vărsători. Se joacă ping-pong, e intensă povestea, se întâmplă lucruri. Trei de spade, opt de spade. Da, vărsătura aici se simte trădat, blocat în legătură cu o situație și asta astăzi gata, da? ești din cușcă, cum s-ar spune. Zece de monede. Are legătură cu familia, casa, un teren, o moștenire, o ședință, un grup de oameni, ideea de familie, ideea de stabilitate. Eremitul. O legătură cu Zodia Fecioară, dar vărsătorul dă dovadă de foarte multă înțelepciune în preajma zilei de joi și asta e de bine, din punctul meu de vedere. E, eh, unii vărsători vreți să... Mm, posibil așa să faceți lucruri în tăcere, da? E ca și cum vă luați valiza ușor, ușor și fugiți de acolo. Da? Fizic vorbind sau, nu știu, metaforic. Da? Parcă e ca și cum vrei liniște, vrei pace, vrei să fii acolo tu cu tine. E o hotărâre importantă pentru, pentru vărsător. Zodia Pești. Pentru pești e o zi în care na, da, munca e importantă, pregătiți acolo, organizați ceva, nu știu ce faceți. Pentru pești este un moment în care, cum să spun eu, rămâi tare surprins de niște informații pe care le afli. Tare, tare surprins. Eu ți-aș recomanda mai multă odihnă în ziua de joi, ție chiar ți-aș recomanda și chiar aș insista în perioada asta multă odihnă. Multă, multă odihnă. Chiar este important. Da? Acum, unii puteți să aflați și de lucruri tare interesante privind banii, privind munca, privind aprecierea pe care o primiți. Rămâneți surprinși de niște mesaje pe care le primiți, rămâneți surprinși de niște lucruri care se petrec acolo și care sunt destul de ciudate, să știți, sunt sunt destul de ciudate. Uh, unii aflați ceva de șeful, alții aflați ceva de o persoană importantă Dar foarte mulți pești veți fi treziți la realitate da. Și acum cu dragostea, e, uite, poți să afli secrete despre partener Sau poate să fie un moment în care vrei foarte mult să te eliberezi din ceva toxic Alți pești din contra, da, puteți să începeți să vă uitați prin alte direcții, poate vreți persoane mai liniștite, persoane mai retrase, persoane care sunt cu partea asta de natură, cu spiritualitatea, cu toată, toată zona aceasta. Unii pești, eu, nu știu, poate este ceva legat și de zona străinătății da? și cu partenerul vostru. Poate e cineva din altă cultură, din altă religie da? și atunci e, 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 e puțin complicată povestea aici. Dar repet, lucrurile pe care le afli, chestiunile care se petrec sunt benefice pentru tine și eliberatoare na da. e cu protecție pentru pești. Poate să fie și o iubire din asta karmică, dacă apare căi la muncă căi printre vecini, poate te revezi cu o fostă iubire și afli niște lucruri și de brămâi destul de surprins. Hai să vedem dragi pești ce trebuie să știți. pajul de cupe, 6 de monede, uite, primești un cadou, primești niște bani, primești vești bune, te bucuri, te simți relaxat, liniștit. Pajul de spate. Cineva e curios aici să scrie, să-ți fie alături, să-ți dea niște vești. 10 de cupe, o legătură cu familia, casa, o legătură cu niște persoane dragiție. Uh, poate să fie și o zi în care peștii află despre niște vești extraordinare, te pune. Da? ultima carte, nouă de spade, te cam stresezi aici, da? te stresezi, poate în legătură cu niște noutăți, poate în legătură cu niște cheltuieli, împăratul, o legătură cu un berbec. Da, unii e ca și cum nu sunteți mulțumiți de partener sau de cineva, unii vă dați seama că poate era mai bine să terminați lucrurile de mai demult. Alți pești, nu știu, sunteți aici într-un moment în care începeți, repet să vedeți lucrurile altfel și vă dați seama de greșelile trecutului, vă dați seama de ceea ce n-ați făcut ok. E o zi în care cântărește aici foarte mult ceva. Șapte de spade, regina de bătăi. E o rivală, e cineva, e un prieten, e o colegă, cineva care nu are gânduri foarte bune pe aici. Așa. Unii pești vă dați seama acum cum, cum stau lucrurile da? și repet, mulțumiți divinității că e un moment eliberator. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi, lungi, dar asta a fost situația. Sper să vă fie de folos aceste informații, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Sper să mai revin că nu, nu mă simt bine. Și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă și să vă doresc multă dragoste și... Uh, nu uitați că adevărul. Partea asta de sinceritate, da, puritate, iubire, bunătate, astea sunt cele mai puternice din lume și chiar v-aș ruga să apelați la ele ziua de joi. Vă îmbrățișez cu drag o zi de joi superbă.